Femeia. Femeia care a mâncat din pomul vieții și a dat să mănânce și bărbatului ei. Spune Domnul despre rolul femeii în istoria cuvântului lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu. Ispitirea femeii. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Șarpele a fost făcut ca și alte fiare ale câmpului tot de Dumnezeu și s-a dus la femeie. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți, a spus. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. În ziua când veți mânca din pomul vieții, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. O discuție dintre șarpe și femeie, dar care Dumnezeu a îngăduit-o. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și a dorit, era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. A mâncat și bărbatul din pomul vieții. A mâncat și el, i-a dat femeia din pomul vieții, ca să cunoască binele și răul. Păcatul lui Adam. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Au cusul la oaltă frunze din smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Și astăzi o femeie poate gusta din pomul vieții, să cunoască binele și răul și să-i dea și bărbatului ei. Și astăzi poate să zidească femeia un altar, un altar și să aducă arderi, spune Domnul, pentru apărarea femeilor care deschid un altar pentru Domnul și propovăduiesc cuvântul Domnului și dau și la bărbații lor, spune Domnul, departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul zidind un altar pentru arde de tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru, care este înaintea locașului lui. Și astăzi femeia poate zidi un altar în casa ei și să dea și bărbatului ei din pomul vieții să mănânce. Și astăzi se poate zidi un altar. Spune Domnul, pentru acele femei care dau să mănânce și bărbatului lor din pomul vieții, spune Domnul, spune cuvântul Domnului, astăzi, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic știe inima femeii astăzi și Israel și casa Domnului însuși să știe lucrul acesta. Dacă din răzvrătire femeia face un altar în casa ei, dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Deci o femeie care zidește un altar în casa ei și propovăduiește la alții, dar mănâncă și bărbatul ei, spune astăzi, se apără astăzi, să nu ne vină Domnul în ajutor în ziua aceasta, dacă din răzvrătire propovăduim Evanghelia. Spune Domnul, dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arderi de tot și ca să aducem pe el jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta, pentru că Domnul judecă ce este drept să facă sau ce să nu facă o femeie astăzi. Spune Domnul despre faptul că noi avem judecăți, ce este bine să facă sau să nu facă un bărbat sau o femeie. Spune Domnul,
Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur, spune Domnul, pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? S-ar putea să fie și pagube în viața noastră. Să o suferim, spune Domnul, decât să judecăm ce este bine și ce este rău să facă o femeie, spune Domnul. Dar mă tem ca după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretnicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Pentru că numai Domnul este unicul judecător despre toate lucrurile. Spune Domnul, unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Deci despre lege, chiar despre lege, ce este bine și ce este rău, să facă sau să nu facă o femeie sau un bărbat. Domnul spune, cuvântul Domnului spune, unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă pe femeie sau pe bărbat. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău, fie femeie, fie bărbat? Și închid despre judecata pentru ce este bine sau ce este rău în privința femeii. Cea puterea pe care o are o femeie sau pe care nu are, poziția unei femei în Evanghelie. Spune Domnul, a spus Iisus pe femeie, lăsați-o în pace, orice ar fi, orice ar face, lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Deci femeia este pomenită și poate face mult. Mai sunt femei care când Domnul vorbește, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Leul răcnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? A Domnului să fie judecata pentru orice pe pământ. A Domnului să fie slava, judecata, cinstea, înțelepciunea. Amin.